Anul a fost unul capricios din punct de vedere al vremii. Agricultorii din Mehedinți spun că recolta de porumb și floarea soarelui va fi mică, iar solul ar fi avut nevoie de foarte multă apă pentru o producție bună. În timp ce din teren anul agricol pare compromis, de la direcția agricolă totul arată excepțional. În județul Mehedinți, în momentul de fapt, culturile agricole se prezintă în condiții foarte bune. Porumbul și floarea soarelui sunt într-o stare foarte bună de vegetație. Vedeți, și șuletele a plecat bine, a polinizat, dar din păcate acum când i-ar fi trebuit apă nu are și se anunță 40 de grade în zona noastră, fără precipitații, deci și la culturile de primăvară vom avea probleme. În județul Mehedinți, în momentul de fapt, culturile agricole se prezintă în condiții foarte bune. Porumbul și floarea soarelui sunt într-o stare foarte bună de vegetație. Nu mai avem 20 de centimetri, pământul e uscat, nu mai are apă deloc. Acum când ar fi trebuit să aibă apă, să bage în bob, să crească, să formeze sămânța. Iarăși un an dificil, plantele au plecat bine, s-a format capitolul, dar din păcate boabele sunt mărunte. Anul acesta ne confruntăm cu o secetă devastatoare. Chiar și culturile de toamnă, precum mazărea, grâu și rapiță, au avut foarte rău de suferit din cauza arșiței. Și la fel, acum și floarea și porumbul. Lipsa de irigații, spune cuvântul, este clar că ne îndreptăm către deșertificare cu pași destul de mari, iar irigațiile, nu știu, par a fi fără interes pentru cei care ne conduc. În zona de sud a județului Mehedinți, culturile de porumb și floarea soarelui au pornit promițător. Chiar dacă plantele arată bine, porumbul mai are nevoie de apă, iar agricultorii spun că ar mai fi necesare niște ploi. Nici floarea soarelui nu strălucește, iar semințele ar avea nevoie de apă pentru a se dezvolta. Speranțe am avut, acum speranțele noastre s-au dus pentru că se anunță temperaturi ridicate peste 40 de grade în zona noastră, precipitații iarăși în următoarele două săptămâni nu se anunță, deci acum când ar fi trebuit să avem apă, nu avem, acum când ar fi trebuit să bagem bob, din păcate nu avem apă. Speram anul acesta, așa cum a plecat culturile în primăvară, la porumb și la floarea soarelui, la porumb speram între 8 și 10 tone la hectar, dar din păcate nu cred că, așa cum arată știulețe acum, să ajungem la un 5 tone pe hectar. Sperăm la floarea soarelui să avem o producție mai bună ca anul trecut. Arată bine cultura, dar, cum spuneam, dacă am fi avut apă, producțiile ar fi fost pe măsură. Bineînțeles că și prețurile au fost foarte mari la inputuri. Sperăm cu producțiile care le o face să ne scoatem cheltuielile. Anul trecut, producția la porumb a fost de 5 tone pe hectar, în timp ce anul acesta, în ciuda secetei, se estimează o producție de până la 8 tone pe hectar. La floarea soarelui, anul trecut s-au produs 1,5 tone pe hectar, iar anul acesta, agricultorii se așteaptă la 3 tone pe hectar. Dacă trage în linie, eu zic că nu ar rămâne mare lucru la hectar. Cu salariați, cu totul ce se investește în pământ, nu cred că va rămâne mare. A plouat, dar foarte târziu. Nu a dat ploaie când s-a format bobul, când s-a format planta, a dat mai târziu și din cauza aia boabele sunt mai rari, sunt mai mici. Evident, seceta nu a fost atât de pronunțată pe aceste meleaguri, dar de la această situație oarecum avantajoasă și până la a susține că producția se prezintă foarte bine, e cale lungă. De la nivelul conducerii Direcției Agricole Mehedin, situația este excelentă, iar plantele sunt într-o stare foarte bună de vegetație. Pe teren, la firul ierbii, e totuși mult mai grav. În județul Mehedinți, în momentul de fapt, culturile agricole se prezintă în condiții foarte bune. Porumbul și floarea soarelui sunt într-o stare foarte bună de vegetație. În județul Mehedinți, ultima ploaie a avut loc acum două săptămâni. În ciuda optimismului debordant al directorului Răceanu, dacă nu va ploua în următoarea săptămână, va fi jale. De altfel, din cauza căldurii excesive, fermierii se văd nevoiți să culeagă recolta de porumb în jurul datei de 20 august, adică o lună mai devreme decât prevede calendarul agricol anual.